Lăudați să fie Domnul! Un moment frumos, înălțător, pentru onoarea Domnului, pentru cinstea Dumnezeului nostru. Mulțumim robului său pentru inspirație și dumneavoastră pentru implicare. Aș vrea să citesc un pasaj foarte scurt, Evanghelia după Matei, capitolul 28, ultimile două versete. Este un pasaj extrem de cunoscut. Matei 28, 19 și 20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Scumpă Biserica a Domnului Iisus, mă bucur mult pentru că am ocazia să fiu la microfon și să vă salut în numele Domnului Iisus. Vă salut împreună cu grupul pastoral, cu grupul de păstori, prezbiteri și diaconi, alături de care am venit din Biserica Betania din Chicago. Am venit cu bucurie, considerând că aici vom fi partea unei sărbători, alături de colegii noștri de lucrare, din bisericile din Statele Unite. Am venit aici și am fost tratați cu multă bunăvoință, cu ospitalitate și cu dragoste. Apreciem foarte mult că v-ați dedicat să ne simțim bine. Am văzut efortul pe care l-ați făcut pentru ca să plecăm de aici bucuroși și mulțumiți și vă asigurăm de faptul că plecăm cu amintiri plăcute și cu o impresie foarte frumoasă, dar și cu rugăciunea Dumnezeu să vă răsplătească, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Avem aceste sentimente de recunoștință față de fratele păstor, față de cei care au organizat evenimentul, față de biserica întreagă și față de echipa care ne-a slujit. Încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze! Vă aducem salutări din partea bisericii de unde noi venim, a păstorilor noștri, a membrilor bisericii, acolo aveți rude, prieteni, cunoscuți și suntem bucuroși să avem ocazia să transmitem aceste salutări și gânduri de bine. Oamenii lui Dumnezeu, o să spun o predică și m-am gândit ce să spun. Aceasta este una dintre marile dileme ale predicatorilor. Ce să spună? M-am gândit în seara aceasta să vă spun ceva ce are legătură cu finalul misiunii Domnului Iisus Hristos pe pământ și a apostolilor săi. Atunci când Domnul Iisus Hristos a ajuns la finalul lucrării sale, a accentuat două lucruri și anume evangelizarea lumii și zidirea bisericii. Asta înseamnă convertirea oamenilor din lume și maturizarea convertiților în biserică. Aceste ambe două lucruri conțin marea trimitere despre care am citit, însă fiecare dintre aceste două părți sunt o predică în sine. Mântuitorul ne-a spus să facem convertiți. Nu ne-a spus să facem convertiți, ne-a spus să facem ucenici. Și ei vor trece prin faza de convertire, că nu poți ajunge ucenic înainte să fii convertit. Scopul acestei predici este să pună în evidență importanța și urgența convertirii oamenilor din lume, prin evangelizare, dar și maturizarea convertiților care din lume ajung în biserică și trebuie să crească spiritual. Sunt biserici care nu fac evangelizare și multe sunt motivele și nimeni nu le știe pe toate, dar nu fac. Sunt biserici care fac evangelizare, dar nu se ocupă de cei care s-au convertit. Ideea Mântuitorului Iisus Hristos a fost echilibru între aceste două activități. Evangelizarea se adresează oamenilor din lume, în perspectiva mântuirii acestora. Convertirea din punct de vedere al omului din lume presupune credința și pocăința. Credință față de Iisus Hristos în calitate de mântuitor și pocăință față de păcat, păcatele trecute pe care le regretăm. Există câteva faze ale mântuirii prezentate din punct de vedere teologic, de pildă, convertirea. Convertirea este răspunsul chemării Evangheliei prin credință și prin pocăință. Versetul de aur al Scripturii, așa cum noi l-am poreclit, l-am denumit, spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât El a dat. A dat pe Fiul Său să moară pentru ca noi, toți cei ce cred, să fie mântuiți, să nu mai moară și să fie mântuiți. Convertirea este începutul vieții spirituale.
Urmează regenerarea, care se referă la o lucrare supranaturală a lui Dumnezeu, prin care ni se atribuie o viață nouă spirituală. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Apoi este lucrarea de justificare, care este un act divin, legal, dar și instantaneu, pe care îl face Dumnezeu. Dumnezeu declară că păcatele noastre sunt iertate. Este pur și simplu o declarație. În dreptatea Mântuitorului Iisus Hristos, aceasta este un act prin care Dumnezeu ne declară drepți înaintea Sa. Fiindcă suntem socotiți neprihăniți. Biblia nu spune că suntem neprihăniți, Biblia spune că suntem socotiți neprihăniți. Aceasta este justificarea. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și în final, după convertire, regenerare, justificare, este înfierea. Asta înseamnă că înfierea este actul prin care Dumnezeu ne atribuie statutul de membru în familia Sa. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul. Este un drept pe care Dumnezeu îl oferă oamenilor. Să devină copii ai lui Dumnezeu, să devină membri ai familiei lui Dumnezeu de pe pământ, respectiv biserica. Convertirea oamenilor din lume îi aduce pe acești oameni în biserică. Însă statutul lor de data aceasta este de oameni mântuiți. Este asemenea unui copil care se naște într-o familie și nu are nicio idee despre lumea în care a intrat. Cu multă greutate, părinții încearcă să îl învețe regulile din lumea în care a intrat, să îl disciplineze, pentru că atunci când va deveni adult, să ajungă un om de nădejde. Exact prin acest proces trece un nou convertit, căruia îi se atribuie poziția, statutul legal la declarația lui Dumnezeu prin mijlocirea și justificarea lui Hristos, că este membru al familiei lui Dumnezeu. Ei bine, omul acesta nou convertit trebuie să aibă un părinte spiritual, dacă nu doi, așa cum are un copil, o mamă și o tată, care se ocupă de el în mod personal, dincolo de aspectul congregațional al adunării lui Dumnezeu unde el o să se așeze și îl învață cum să mănânce, cum să se șteargă la gură, cum să spună te rog frumos, mulțumesc, cum să-și ducă farfuria la chiuvetă, dacă îmi permiteți niște exemple din viața unui copil aplicate la statutul de nou membru al bisericii al unui om convertit. Din punct de vedere spiritual, omul are un anumit statut. Poate să fie un om firesc sau poate să fie un om duhovnicesc. Omul firesc este omul psihic, carnal, dacă îmi permite să spun animalic. El nu înțelege cuvântul lui Dumnezeu și nu acceptă cuvântul lui Dumnezeu. El nu vrea să se subordoneze acestui standard al Evangheliei și lui nu-i pasă. El crede că aceasta este o religie cu care vrea să nu aibă nicio legătură. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Pentru el sunt o nebunie. Observați ce este pocăința pentru oamenii din lume. Înainte să se lumineze mintea lor, ei în mod sincer cred că asta este o nebunie cu care nu vrea să aibă absolut nimic de a face. El nu înțelege fenomenul pocăinței și nici măcar nu poate să-l înțeleagă. El se află în fața unei neputințe, nu doar în fața unei lipsă de dorință. În 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, întâlnim acest pasaj. Dar pe lângă omul firesc, care e psihicos, acum, fratele Gian este aici, mi-a fost profesor, îi mulțumesc pentru răbdarea care a avut-o cu mine. Aveam de gând să spun câțiva termeni în limba greacă, dar mi-am adus aminte că e aici și nu o să-i spun. N-am excelat deloc la limba greacă, n-am excelat la cele mai multe lucruri când am fost la școală și o să-mi văd de treabă. Pe lângă omul firesc de care aminteam, este omul duhovnicesc. Acesta este omul spiritual. Acesta este omul pe care îl inspiră Duhul, care înțelege cuvântul și sub autoritatea căruia se așează. În versetul 15 din 1 Corinteni, capitolul 2, adică versetul următor, Scriptura spune, omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Dacă convertirea oamenilor din lume se realizează prin evangelizare, maturizarea noului convertit se realizează prin creștere spirituală. Noi spunem că intrăm în serviciu de evangelizare de la ora 10. Aceasta demonstrează că ne-am pierdut
și noțiunea cuvintelor pe care le folosim. Oameni dragi, evangelizarea nu se adresează bisericii. Asupra bisericii se face o lucrare de zidire. Nu se face o lucrare de naștere, că suntem născuți, eu de 61 de ani născut. Nu mai mă supuneți încă o dată la o naștere. La vârsta asta de 61 de ani am nevoie să învăț lucruri grele, complicate, pentru că am deja o bază a experienței de 61 de ani, o bază care mă ajută să mă ocup de lucruri mai tari, de lucruri mai grele. Noi nu facem evangelizare cu frații, cu frații facem maturizare. Evangelizare facem cu oamenii din lume, ei nu sunt aici. Că ei nu vin aici, de aceea trebuie să ne ducem noi acolo. Așa a făcut și Hristos, așa a făcut și apostolii. Iar dacă nu ne ducem, să știți că noi ca biserică ne descalificăm. Biserica există în lumea asta ca să-L reprezinte pe Dumnezeu, ca să ducă mesajul lui Dumnezeu oamenilor care nu îl au. Pentru că un om nu se poate pocăi și nu poate să creadă dacă nu are informația despre dragostea lui Dumnezeu care îl cheamă. Despre dragostea lui Dumnezeu care îl așteaptă și despre dragostea lui Dumnezeu care vrea să investească în el, să-l schimbe, să-l duhovnicească și să-l transforme din firesc în duhovnicesc. Noi suntem responsabili să ducem mesajul acesta, pentru că deja în viața noastră această schimbare a avut loc. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, sunt în biserică oameni care îmbătrânesc și nu se maturizează. De ce? Pentru că nu au fost expuși nici prin muncă personală, prin practicarea disciplinelor spirituale și nici prin congregație, prin comunitate, prin biserica locală, nu au fost expuși. A fost cursul de cateheză, poate a fost făcut în grabă. Pentru că n-a mai fost timp înainte de botezul în apă. Și adevărul este că e destul de greu să-i expui generația noastră, și mai ales în America, unde se muncește excesiv. E greu să-i mai prinzi pe oameni și să-i expui la un studiu biblic disciplinat, să zicem, o întâlnire la o săptămână sau două. Dar Biblia spune, în dragoste să creștem în toate privințele. Asta înseamnă echilibru. Definiția echilibrului este să creștem în toate privințele. Până vom ajunge la cel ce este capul, noi trebuie să ne asemănăm cu el, nu cu fratele păstor. Sigur că trebuie să ne asemănăm cu fratele păstor, pentru că dânsul se aseamănă cu Hristos. Și încă un verset din Efeseni capitolul 4, de fapt 2-3 versete, 12 și 13, pentru zidirea trupului lui Hristos. Trupul lui Hristos nu trebuie doar să se nască și să trăiască 50-60 de ani un bebeluș pe care îl creștem, îi dăm tot timpul să mănânce lapte și nu se maturizează niciodată. Ăsta nu învață să meargă, ăsta nu învață să vorbească, ăsta nu învață să muncească, nu învață să mai umple frigiderul, doar îl golește. De ce? Pentru că nu este expus la maturizare. După cum un om din lume, dacă nu este expus la Evanghelie, nu se pocăiește și nu vine în biserică prin convertire, tot la fel, dacă o persoană deja convertită poate să stea aici 500 de ani, pentru că dacă cineva nu-l educă, nu investește în el, așa după ureche va învăța muzică cum am învățat eu la chitară. Când am fost tânăr, sigur că am știut două, trei acorduri, dar nici măcar nu le mai știu. Aș vrea să spun câteva concepții biblice despre maturizare. De fapt, sunt concepții greșite. Dar înainte de aceasta o să fac totuși câteva afirmații. Duhul Sfânt a fost trimis pentru a ne ajuta să ne sfințim. Când noi ne sfințim, ne maturizăm și când noi ne maturizăm, ne sfințim. Iar cea mai evidentă dovadă că ne-am maturizat și ne-am sfințit este modestia, este smerenia. Nu există dovadă mai evidentă sub soare că un om se sfințește decât modestia, decât smerenia. Un om smerit pune în evidență starea lui de maturitate și starea lui de sfințire. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ioan capitolul 14. Apoi, Mântuitorul a pus la dispoziția bisericii anumiți factori care dau naștere și creștere spirituală. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori. E adevărat că noi preferăm pe unii mai mult decât pe alții. Pentru ca să zidească trupul lui Hristos. Pentru ca să ajungă la unirea credinței și a cunoștinței, pentru ca să ajungă la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fie copii.
când un om se naște, se naște copil, ca să fie posibil la educație. Dacă s-ar naște om mare, ar spune, ia lasă-mă în pace, ci eu nu știu. Dar copilul nu poate să spună asta, pentru că Dumnezeu l-a făcut pe un copil ca să fie predispus la educație. Ba din frică, ba din una, ba din alta, copilul poate fi educat. Atâta timp cât pune întrebări, trebuie să ne grăbim să-l educăm. Când nu mai pune întrebări, o să spună, deja mă plictisești cu chestia asta, mi-ai spus-o de 1000 de ori. Semnul specific al copiilor este imaturitatea și lipsa de discernământ. Însă dovada maturității, așa cum spuneam, este smerenia, dar mai este și slujirea. Pentru că un om când se face mare începe să muncească. Noi confundăm bătrânețea cu maturizarea. Am spus de 1000 de ori și mai spun o dată în plus. Bătrânețea e obligatorie, nu trebuie să facem nimic, trebuie doar să așteptăm să treacă timpul și se întâmplă. Maturizarea este un proces disciplinat și greu, unde lași de la tine, unde exersezi răbdarea, unde înveți să iubești și să ierți, fără să simți să faci asta. Este o alegere. După cum dragostea, după cum iertarea și după cum alte multe lucruri nu sunt ceea ce simți, opriți-vă să mai credeți că într-o zi veți simți să faceți lucruri bune. Dacă ceva simțim inconștient, e să facem lucruri rele, nu bune. Lucrurile bune trebuie să alegem să le facem, iar pentru asta trebuie să ne maturizăm. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, iată instabilitatea. Creșterea spirituală se realizează în trup, sub conducerea capului. În dragoste să creștem în toate privințele, Efeseni 4:15. Și încă un lucru și cu asta închei ideea pe care am prezentat-o. Hristos indică scopul maturizării. Spune, pentru zidirea trupului lui Hristos. Sunt câteva categorii de oameni care sunt delegați să participe la maturitatea noilor convertiți. Că-s copii de-ai fraților care se convertesc, deși experiența lor este de altă natură decât a celor care vin din lume, dar până la urmă e același fenomen, orică sunt oameni din lume care vin, fiind marcați nu atât de mult de predicile noastre, cât de mărturia vieții noastre. Iar dacă mărturia asta nu există, predicile noastre le aruncăm unul de la altul, mă asculți matale pe mine, acum cobor, te ascult eu pe matale, noi trebuie neapărat să mergem în lume. Pentru asta Dumnezeu are biserică, pentru ca această biserică, un grup de ambasadori să meargă și să marcheze pe vecini, pe rude, pe prieteni, în primul rând prin admirația care o stârnește stilul nostru de viață. Niște oameni de o eleganță spirituală remarcabilă, niște oameni care sunt apreciați, sunt admirați, niște oameni al cărui caracter și maturitate este validată. Oamenii rămân uimiți când întâlnesc niște oameni de caracter într-o lume care are alte preocupări. Spuneam că maturizarea se evaluează în raport cu păcatul. Sunt 3 aspecte ale păcatului și primul dintre ele este pedeapsa. Când un om e în lume, el e dat în urmărire generală de păcatul în care trăiește, sfidând justiția și neprihănirea lui Dumnezeu, și el urmează să fie pedepsit. Când el se convertește, Dumnezeu anulează pedeapsa. El nu va mai fi pedepsit. Doar că el se va confrunta cu puterea păcatului care continuă să-l ispitească și după ce s-a botezat. El a scăpat de pedeapsă. Geagiu i-a spus, pleacă, ești liber, dar să nu mai faci. Însă la ușă îl așteaptă păcatul. Dacă a fumat, vine dorința să fumeze, dacă s-a uitat la prostii, vine dorința să continue să se uite la prostii, dacă a umblat cu fofârliga, vine din nou dorința să umble cu aceeași fofârligă și exemplele pot continua. Asta nu înseamnă că dacă el s-a botezat, i s-au înnecat tendințele. Nu, alea nu se înneacă niciodată. Singura parte din noi care nu se pocăiește e firea pământească. În psihologie este numit temperament. Personalitatea unui om e formată din 3 elemente. E cel genetic, temperamentul, e cel dobândit, numit caracter, și sunt aptitudinile care sunt înnăscute genetice de asemenea, adică înclinații înspre artă, înspre sport și înspre mai multe lucruri. Primul și al treilea nu se modifică niciodată, nici măcar după ce se pocăiește și nici măcar după ce este botezat cu Duhul Sfânt. Nimănui nu i s-a schimbat culoarea ochilor după ce s-a botezat cu Duhul Sfânt sau după ce a fost ordinat. Genele rămân același pachet de gene, indiferent de experiențele lui în viața de adult. Însă de prezența păcatului nu vom scăpa atâta timp cât vom trăi. Noi trebuie să ne sfințim în prezența păcatului. În lumea aceasta e o prezență a păcatului și noi trăim în această prezență a păcatului. Un vapor trăiește în apă și asta este bine. Dar dacă apa intră în vapor, asta nu mai este bine. El nu se mai numește vapor, se numește epavă.
Spuneam că vreau să spun câteva concepții greșite despre maturizare. Una dintre ele este faptul că noi ne vom maturiza de la sine. Exact ce spuneam, diferența între bătrânețe și maturizare. Noi vom îmbătrâni de la sine, dar nu ne vom maturiza de la sine. Noi nu vom primi o licență de la sine. Noi nu vom face o facultate de la sine, frații mei. Pentru o facultate trebuie să te dedici câțiva ani buni. Și în afară de facultate trebuie să mai faci vreo 12 ani de școală ca să te califici să ajungi acolo. Maturizarea este ceva disciplinat, e ceva intenționat, e ceva ce plătești scump. Bătrânețea, indiferent ce faci, îmbătrânești. Ei, la fel se întâmplă după ce omul convertit ajunge în biserică. Să nu vă treacă prin cap că el se va maturiza. El este adevărat că la procesul de maturizare, care este unul comunitar, participă în mod evident disciplinele spirituale pe care el le practică. Aduceți-vă aminte, eu în odăiță și noi în biserică. Surprindeți ideea. Eu în odăiță, noi în biserică. Să nu vă supărați că remarc tendința asta. Să știți că există o tendință obraznică și masivă să renunțăm la eu în odăiță și să mai rămână supraviețuirea noi în biserică. În odăiță e singularitate, e unicitate, e eu și el, el cu E mare. În comunitate aici suntem noi toți, la grămadă. Aici ne ascundem cu rugăciunea, cu cântarea, cu colecta, dar numai Dumnezeu știe cum e fiecare. Hristos a spus că trebuie să avem o odăiță, nu e a noastră, e a mea. Ăla e lucrul meu personal, sunt pantofii mei, e ceasul meu, e pălăria mea, e odăița mea. Aici nu-i biserica mea, este a lui Hristos, dar noi suntem toți. Eu în odăiță se cam desfințează. Nu vă supărați că nu vreau să fiu obraznic și nici să nu fac pe deșteptul. Știu că nu sunt în niciun fel superior dumneavoastră, dar Dumnezeu m-a chemat să repet lucrurile astea și o să le repet. Și sper că o să mă înțelegeți că o fac din umilință, dar și din dragoste. Oameni dragi, avem tendința să nu mai avem timp de rugăciune personală, în general de discipline spirituale, și pe toate le-am transferat pe noi la biserică. Noi la biserică și aici încercăm să îngrășăm porcul în ajunul Crăciunului, măcar să moară sătul dacă nu mai are timp să îngrașe. Nu trebuie să renunțăm la eu în odăiță, pentru că e responsabilitatea mea, nu e a fratelui păstor. E responsabilitatea mea, eu îmi tai felia de pâine cât de groasă vreau eu, aici o taie păstorul. Și în ultimul timp nu ne place nici dacă e subțire, nici dacă este groasă. Apoi, maturizarea e ceva mistic, credem noi. Noi credem că ne culcăm și când ne vom trezi, ne vom trezi maturi. Păi cine s-a culcat analfabet și s-a trezit în clasa a patra sau la facultate? Nimeni niciodată! În timpul somnului noi doar ne odihnim, e singurul beneficiu. Dacă vrem să facem școală, trebuie să mergem la școală. Dacă vrem să ne maturizăm, trebuie să practicăm disciplinele spirituale. Dumneavoastră știți la fel de bine ca mine că răbdarea se cultivă. Eu sunt genul de om care nu am răbdare de felul meu. Constituția mea temperamentală este una antirăbdare. Sunt rapid, sunt grăbit, sunt avalanșa, pentru că coleric sangvinic este cam așa. Sigur că accente sunt de peste tot, dar este unul care e definitoriu. E bine, de când m-am căsătorit, în mod deosebit, mi-am dat seama că trebuie să am răbdare. Până atunci nu prea mi s-a părut că nu am. Imediat cum m-am căsătorit, primul lucru pe care l-am remarcat, nu știu sigur dacă e primul, dar zic așa să fie zis, primul lucru pe care l-am remarcat este că nu am suficientă răbdare. Aveam 100 aici, stăteau la ușa gurii să iasă 1000 de vorbe și nu mai știam căruia să-i dau drumul primul. Și cum îi dăteam, cum apărea un conflict? Și am zis că trebuie să mai mă potolesc cu intenția de a încerca să o fac pe Carmen în al doilea Luigi, și au trecut 40 de ani de atunci și mă tot lupt să am un pic de răbdare. Ședințele de comitet au contribuit foarte mult la lucrul ăsta. Și... Dar de ce râdeți? Cu ce am greșit? Dar toți frații care merg la ședința de comitet știu asta, că e bine să fii atent, că te faci de râs. Și la urmă vrei să fii respectat, dar pe cine să respecte frații? Câți dintre noi primim o diplomă dacă nu o merităm? Câți dintre noi primim onoare dacă nu o merităm? Adică dacă noi ne descalificăm, cum să ne mai calificăm? Răbdarea este o chestiune care se învață, frați și surori. E un lucru care se învață, exact ca oricare alt lucru pe care îl învățăm. Și dacă nu înveți lucrul acesta, nu o să-l practici și o să spui că așa sunt eu. Adică așa sunt eu firesc, așa sunt eu copil, așa sunt eu imatur, deși iată-mă la 61 de ani.
Convertirea cred că este suficientă pentru că am intrat în biserică. Sau maturitatea este egală cu a ști. Ascultați-mă, informarea nu presupune practicarea neapărat. Informarea e una și devenim puțin mai informați, iar a practica ce știi este o altă chestiune. Nu confundați una cu alta, că nu are rost. Și încă ceva, maturizarea este egală cu slujirea. Ascultați-mă, e de 1000 de ori mai ușor să slujești decât să-ți dezvolți caracterul. Iar foarte multe biserici, datorită imaturității, promovează oameni doar pe baza talentelor. În absența unui caracter matur, în absența dovezilor care vorbesc despre plinătatea Duhului, în absența unor lucruri care vorbesc despre maturitate, nu doar despre talent. Talentele sunt necesare, dar un om talentat fără caracter este mai periculos decât un om netalentat. Pentru că talentul va face ca să câștige grația oamenilor care nu înțeleg care sunt componentele în baza cărora cineva trebuie să fie promovat în biserică. Frații mei, caracterul este pe locul 1, caracterul e pe locul 2, caracterul e pe locul 3, caracterul e pe locul 99. Și după aceea, pe locul 100, sunt abilitățile. Știu, vreți predici bune și asta e o chestie de abilitate plus dar. Și aveți dreptate, dar credeți-mă că dacă nu are caracter, omul ăsta va crea o grămadă de probleme. Nu vreau să insist asupra acestui lucru. Vreau doar să mai spun încercând să mă apropii de încheiere, faptul că asemenea convertirii, care este o alegere la o chemare, Dumnezeu mă cheamă să mă pocăiesc, și eu reacționez convertindu-mă prin credință și pocăință, Dumnezeu își face partea și are potențialitatea care mă așteaptă și spune, o vrei, vină încoace. Regretă și asumă-ți responsabilitatea și apoi încrede-te în Cel care este salvatorul și justificatorul tău. Dar asemenea convertirii care presupune să fac ceva și maturizarea este o alegere și presupune să fac ceva. Maturizarea este etapa superioară convertirii, însă ea poate fi acceptată sau respinsă ca și pocăința. O grămadă de oameni resping pocăința, o grămadă de oameni resping să se maturizeze. E bine, de aceea în biserică, poate fi un creștin carnal sau un creștin duhovnicesc. Eu vă recomand să citiți în Scriptură lucrul acesta. Creștinul carnal, aici nu vorbesc de omul carnal neconvertit, eu vorbesc acum de creștinul carnal. El este carnal, e firesc, este necrescut. Iar creștinul duhovnicesc e creștinul care este matur. Am zis bine Sarchicos? Accentul e pe nicăieri. Ăsta este creștinul carnal și pneumatos, aici pe ăsta l-am spus de mai multe ori, pe ăsta îl spun aproape corect. Ăsta este creștinul, pneuma este de la Duh, mă intimidează foarte mult fratele Jean că este aici. Pneumatos, un creștin duhovnicesc. Noi nu putem să devenim duhovnicești cu resursele de școală, cu resursele sportive, cu resursele cu care ne-am născut ca și zestre genetică. Noi vom deveni duhovnicești în momentul în care Duhul lui Dumnezeu va pătrunde în noi și ne va afecta sistemul de gândire, sistemul afectiv, valorile, prioritățile și principiile. Atunci vom deveni duhovnicești de la Duh, după cum tractor, tractorist. Lăsați-mă să mai spun ceva și închei. Creștinul carnal e un prunc în Hristos. El este născut din nou, el e în biserică, el e mântuit. Dumnezeu l-a declarat din punct de vedere legal ca fiind copilul său și membru al familiei sale. Dar el e copil. Un copil o să se comporte ca un copil și nimeni nu se așteaptă să se comporte altfel. Un copil din Africa nu va ști niciodată tabla mulțirii, nu va ști niciodată manierele. De ce? Pentru că trăiește într-o zonă unde nu are modele. Și acolo o să fie așa cum sunt oamenii de acolo. Nu vorbesc cu superioritate, dar mă gândesc că e adevărat ce spun. Ei, tot la fel, dacă cineva nu se ocupă de mine și de dumneata, toată lumea o să vadă în afară de mine și în afară de cel care nu și-a făcut geabă. După cum creștinul carnal, spune 1 Corinteni capitolul 3, cât despre mine, fraților, atenție, fraților, nu stimați cetățeni, cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, fraților, asta înseamnă că sunt frați cu care nu poți să vorbești duhovnicește. De ce? Pentru că sunt copii. Și sunt copii de un an, sunt copii de 10 ani și sunt copii de 50 de ani. Nu trebuie neapărat, dacă am îmbătrânit, să fim maturi. Nu, suntem în vârstă.
Maturizarea sigur că are o oarecare legătură cu îmbătrânirea, dar legătura nu este directă, ci e doar indirectă. Asta nu înseamnă că dacă am îmbătrânit, suntem licențiat sau doctorat sau masterat. Nu! A fi treburile astea, trebuie să te implici la școală, nu să aștepți să treacă timpul. Vreau să vorbesc cu grijă ca nu cumva frații care merită stimă și onoare, frații în vârstă, să nu creadă că încerc să descalific pericărunți sau să vorbesc negativ despre lucrul acesta. Vreau doar să facem diferența între a îmbătrâni și a te maturiza. Motivele prunciei, și ăsta este gândul cu care închei, prunci în Hristos pentru că sunt noi convertiți și prunci în Hristos pentru că sunt necrescuți. Adică, dacă ești în primele 6 luni după ce te-ai botezat, nu o să se mire nimeni dacă îți mai scapă ceva. Dar dacă ești de 20 de ani de la botez și îți mai scapă ceva, la 20 de ani să mai umbli cu suzeta, nu știu ce exemplu să dau, nu vreau să vorbesc batjocoritor. Nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să vorbesc batjocoritor și nici ironic, dar la 20 de ani nu se poate să mai fii încarsit. Poți să fii la primul an, poți să fii la al doilea, hai că poți să mai ți-atârne picioarele la 3 ani, dar nu se poate, trebuie să te potolești, trebuie să te dai jos de acolo, pentru că e o chestiune de bun simț și trebuie să începi să mergi pe jos și e mai bine, mai fain în brațe la mama și încarsit la tata. Dar nu se poate, trebuie să încep cu propriile picioare. Mă doare, nu-i nimic și pe mine m-a durut când eram ca tine, dă-i bătaie! Frați dragi, ceea ce am vrut să surprind prin predica aceasta au fost 2 idei pe care le-am legat una de alta. Biserica trebuie să participe intenționat și activ la mântuirea oamenilor din lume prin prezentarea metodei de evangelizare. Care, principiul evangelizare, metoda e flexibilă. Nu scrie în Biblie, scrie în Biblie cum să faci evangelizare, nu, spune să faci. Scrie în Biblie cum să faci nunta, nu, spune doar să faci nunta. Scrie în Biblie cum să faci mormântare, nu, scrie doar să faci mormântare. Scrie în Biblie cum să faci binecuvântare de copii, nu, doar spune să faci. Și poți să dau orice exemplu vreți dumneavoastră. Biblia spune ce să faci, dar de cele mai multe ori nu spune cum. Pentru că ce trebuie să faci în principiu, iar cum să faci e o formă culturală într-o anumită perioadă a istoriei și într-un anumit loc, într-o anumită biserică locală. Nu mă înțelegeți greșit, să nu mai puneți cuvinte de la dumneavoastră să spuneți că am zis eu. Eu am zis cum am zis. Însă sunt și prunci în Hristos și asta am vrut să spun, biserica are responsabilitatea să meargă în lume și să facă convertiți. Iar pe convertiții aceștia trebuie să-i facă ucenici. Asta este responsabilitatea noastră. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.